dureros. Chiar vedem, vedem cum viața a început și s-a terminat pentru Denisa. Mergem la capelă, acolo Alexandra are, iată, s-a întâlnit cu un bun prieten al Denisei. Bună seara încă o dată. Bună seara din nou. Într-adevăr, așa cum vă spuneam, foarte mulți artiști au venit astăzi să-și a rămas bun de la Denisa, printre care și Asu, pe care am reușit să-l oprim puțin, să stăm de vorbă. Tocmai ai ieșit din capelă, îmi povesteai puțin mai devreme că ai aflat cumva pe scenă ce s-a întâmplat cu Denisa. Cum ai aflat? Bună seara. De bănuit, cred că bănuiau toți că urmează să se întâmple. Desperat spera o țară întreagă că se va face bine. N-a fost să fie. Eram la Arad la un concert și am citit pe Facebook când am coborât de pe scenă dimineață că s-a întâmplat nenorocirea. N-am crezut. Am sunat. Fabobi a vorbit cu Neluțu, cu unchiul ei, și ne-a confirmat. Ulterior am vorbit și cu Șușanu și care a fost și el mai devreme acum aici cu Cristian Rizescu. Nu știu ce să vă spun, ce să vă spun. Ai văzut-o, ai fost înăuntru și ai văzut-o. Cum, aș vrea să-mi spui înainte cum îți amintești tu pe Denisa, cum ai cunoscut-o, cum era Denisa când era în viață. Am citit tot atunci când am verificat știrea, am citit pe Facebook și, mă rog, ce-am mai auzit și din jur... că e schimbată, că a slăbit, că nu știu cum, că... Mie mi se pare că este la fel de frumoasă cum a fost. Are zâmbet pe față, e o liniște. Ce pot să spun? Nu m-am apropiat foarte mult, îmi place să rămână în mintea mea așa cum o știu eu. N-am putut să intru și... Se intru foarte aproape. Am intrat înăuntru, am venit să aducem un omagiu toți care au venit astăzi. De ieri vorbeam cu Liviu. Sute de oameni, dacă nu mi-au venit de ieri până astăzi, și încă vin. Toți ca să-și ia la revedere, de-aia am venit și eu. De-aia au venit toți. Ce să spun? Cum ți-o amintești? Astăzi ești, așa cum am mai spus-o, astăzi ești, mâine nu ești. Denisa, când spui Denisa, în mintea mea este exact omul pur. Suflet curat, suflet bun, naiv. Eu așa o văd. Naivă, sinceră, fără pic de răutate. Ai reușit să stai de vorbă cu familia, să... N-am avut curaj să mă uit în ochii părinților. N-am, și ce să spui? Am venit să ne luăm cu toții la revedere. N-am avut cum să mă uit în ochii părinților să spun ceva, că n-am putut. Și în groapă e foarte greu. Sunt momente dificile și asta am spus mai devreme și o repet, ceea ce mă deranjează și ce se vorbește și acolo în spate. Dacă ar fi decedat un solist de rock, un solist de house, n-ar fi zis nimeni, house-ul cu tare a murit, rocker-ul cu tare a murit. Nu, ar fi spus artistul. Măcar în al 13-lea ceas, 14-lea ceas, ar trebui să-i se spună artista Denisa, nu Denisa Manelista. Artista Denisa, că până la 27 de ani, asta a făcut. Ea n-a apucat să se bucure de altceva, în afară de a face muzică. Și a făcut muzică și a făcut-o foarte bine. E un artist de la A la Z. Artista Denisa, nu Manelista Denisa. Așa ar trebui să se spună, măcar acum. Știu că ai colaborat cu ea. Care a fost ultima discuție sau ultima conversație pe care ați avut-o înainte să se îmbolnăvească? Ultima glumă, poate? Să ne amintim? Noi ne-am întâlnit de obicei după, așa, da, am lucrat în studio, am făcut piese, am colaborat. Dar, în general, în ultima perioadă ne cam întâlneam în aeroport, că asta ne este meseria. Ea este o fată, era o fată zâmbitoare,
și bine dispuse, indiferent că ne vedeam la 7 dimineața după concerte, prin aeroport, ne dormiți, ne mâncați și obosiți. Era o fire veselă, foarte veselă. Foarte veselă și așa o știe toată lumea care a venit astăzi după ea. Știu că ți este foarte greu, îți mulțumim frumos pentru timpul acordat. O să rog pe colegul meu, pentru că am văzut-o pe Narcisa, care a venit și ea să și-a rămas bun de la buna ei prietenă, Denisa. O să rog pe colegul meu să ne apropiem de ea pentru a putea vorbi 2 minute și cu ea. Așa cum am spus, foarte mulți artiști astăzi au venit să și-a rămas bun și... cu siguranță și mâine vor veni, așa cum v-am spus, tocmai în Vâlcea își vor lua rămas bun. Ne vedem acum pe Narcisa, care probabil că s-a întâlnit cu o prietenă, este în lacrimi. Toată lumea o plânge astăzi pe Denisa. Narcisa, 2 minute te deranjăm. Îmi cer scuze, știu că nu este un moment. Este un moment greu pentru toată lumea. Ai fost și ai văzut-o pe Denisa mai devreme. Am fost și am văzut, am venit să-mi iau rămas bun de la ea. Nu sunt cuvinte, nu. Mai bine, îmi pare rău că am intrat, pentru că nu vreau să o am în mintea mea așa, cu chipul ăsta și așa. Vreau să știu cum era ea, cu chipul ei de înger. Oricum, ea e frumoasă, zici că zâmbește. Deci când am citit pe internet că toată lumea zicea, cine a ajuns înaintea mea, că zâmbește, nu credeam. Dar chiar așa e. Numai că sunt șocată. Nu cum ai aflat această veste? Pe internet. Abia ce mă trezisem, eram în Ploiești după un eveniment și soțul meu m-a trezit din somn. Narcisa, cred că a murit Denisa. Și prima dată nu am reacționat, pentru că de multe ori pe internet s-au scris fel de fel de vești, că a murit, și nu credeam. Și zic, lasă-mă, că nu cred că e adevărat așa ceva. Și mi-a zis, nu, că uite, mai mulți colegi de-ai noștri, zic că colegii noștri nu și-au permis să scrie până nu au fost 100% siguri de ceea ce se vehiculează. Și când am văzut la mai mulți colegi de-ai mei că au postat, atunci chiar m-am convins și imediat am intrat pe... soția impresarului ei, vărului ei, și am întrebat-o dacă așa e, mi-a zis că da. Am întrebat-o până când o ține, ca să pot să ajung și eu la ea, să-mi iau rămas bun. Am fost șocată. Eram chiar după cântare, nu reacționam, nu, deci am stat câteva minute bune și am plâns. Cum ți-o amintești pe Denisa? Că vorbeam puțin mai devreme și cu Asu de momentele frumoase, să ne amintim așa cum era ea. Uite, ultima dată când m-am întâlnit cu ea, mă întâlnisem la un studio aici în București. Trebuia să înregistrăm împreună niște colindi, era înainte de Crăciun. Și era foarte veselă, mă întreba, ce faci, Narcisa, cum îți merge? Că asta e întrebarea când ne vedem noi colegi. Îți merge bine, ești ok, mai poți? Astea sunt întrebările noastre. Și ea chiar era veselă, zicea, haide, ce să înregistrăm, ce trebuie să facem? Că trebuia să tragem un colind toți soliștii împreună. Și ne consultam noi, uite, eu cânt partea asta, tu partea asta, era veselă. Și am rămas șocată, sunt șocată într-un timp atât de scurt să se întâmple, deci totul atât de repede, într-o fracțiune de secundă, să nu-ți dai seama. Sunteți foarte mulți care nu ați apucat să vă luați cumva rămas bun de la ea. Ai avea ceva să-i spui dacă v-ați vedea? Multe ar fi de spus. Dar nu mai am ocazia. Vă mulțumim frumos, Narcisa. Cristi? Da, ne-am întors și da. Cristi, aș vrea să mai semnalez un lucru. Da, te rog, mi l-ai arătat și mi se pare scandalos, te rog. A explodat Facebook-ul. E plin de postări cu fotografii cu Denisa în sicriu. Mi se pare absolut oribil. Mi se pare aberant, adică oameni buni. Hai să ne gândim, Denisa și-a dorit să sufere în liniște. Și-a dorit să moară în liniște. Hai să respectăm memoria. De ce trebuie să postați pe Facebook fotografii cu Denisa moartă?
Nu, sincer, n-aveți un pic de decență, Roxana, că ai văzut? N-am văzut și mi-aduc aminte și la Ileana Ciuculeta, același lucru s-a întâmplat. Bine, chiar domnul Pomohaj, dacă nu mă înșel, a făcut acolo. S-a dus, a prins o lumânare, după care au încărcat poze chiar artiștii. Este firesc așa ceva? Deci mie mi se pare că este cel mai oribil lucru pe care poți să-l faci și nu cred că respecti persoana respectivă. Dacă faci, deci mi se pare de o lipsă de omenie, de așa cum rar se poate vedea. Deci, domnule, dacă ați iubit-o pe Denisa, dacă v-ați dus pe căldura asta să o vedeți astăzi la capela cimitirului Belu, să-i aprindeți o lumânare, să-i duceți o floare, respectați memoria. Era o fată cochetă, o fată frumoasă, cu față de înger. Vrea să rămână așa în memoria voastră. Nu vrea să rămână în memoria voastră cu ochii închiși într-un sicriu. Potoliți-vă, oameni buni, și nu mai postați astfel de fotografii pe Facebook. Le-ați făcut, păstrați-le pentru voi. Nu știu, mie mi se pare oricum aberant să te duci să te să pozezi o persoană decedată, exact. Mi se pare ceva cumplit. Cumplit, de neînțeles. Da, păi să mai și postezi. Da, absolut cumplit. Nu știu ce urmăriți cu chestia asta, pentru că nu poate să fie decât multă, multă rușine și opropriu public. Cei care se uită, gândiți-vă foarte bine, ar putea să fie cineva din familia voastră și nu cred că v-ar plăcea. Absolut oribil, pentru oricine. Stai puțin, Cristi, Denisa a fost o vedetă a României. Cum să-ți permiți tu să te duci să-i faci poze în sicriu moartă și să le postezi pe Facebook? Păi pentru like-uri fac orice, din păcate, oamenii. Asta e. Sper să le șteargă și să regrete că au făcut așa ceva. Da, pentru...